Ieri, o delegație a municipiului Hunedoara, condusă de primarul Dan Bobăuțanu și managerul Spitalului Municipal, Radu Budaie, a prezentat la București ministrului Alexandru Rafila proiectul de modernizare și extindere a unității de primiri urgențe a Spitalului Municipal din Hunedoara, care din anul 1968, de când s-a construit spitalul, n-a mai avut parte de o reabilitare. Pentru finanțări europene sunt eligibile doar unitățile de primiri urgențe ale spitalelor județene, dar vestea bună este că tot Compania Națională de Investiții a anunțat oficial faptul că inițiativa hunedorenilor a fost inclusă pe lista sinteză, ceea ce înseamnă că CNI va susține financiar extinderea și modernizarea UPU a spitalului din Hunedoara. Primăria Hunedoara derulează alte două proiecte cu finanțare europeană destinate spitalului municipal Dr. Alexandru Simionescu în valoare totală de 10 milioane de euro.